Salut, aici și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Vedem că avem o grămadă de noutăți în joc. Hai să deschidem acest Silver Chest. Avem 148 de gold, 2 cu tremure și Firecracker. Mai avem un Golden Chest cu 607 gold, beți, skeletons, skeleton barrel și wizard, 10 bucăți. Și luăm un extra de 100 de star points. Mai avem aici un legendary chest pe care am reușit noi să-l completăm cu ceva timp în urmă. Haide să-l deschidem să vedem ce legendară ne pică. Ok, avem un log. Wow, un log. E o carte destul de cerută și o carte destul de bună. Mie îmi place foarte mult logul. Hai să vedem și în acest free chest și avem gold, avem hell spirit, avem skeleton dragons și încă o legendară. Wow, holy fuck, hai să vedem ce legendară ne pică din acest free chest. Avem un miner care, iar v-am spus și în episodul trecut, e cartea pe care o am cel mai puțin, deci mi-a picat de cele mai puține ori. Ok, avem și un special offer aici. Ok, vorba de noua, mă rog, cartea din sezonul trecut de Skeleton Dragons, pe care vine la pachet cu acel legendary arena, acest, cum se numește. Ok, nimic pe aici și da, cam asta e. Nu ne interesează ofertele. Hai să ne luăm și Crown Chest-ul din Tyre. Avem și aici 1000 de gold. Avem 4 gemuri. Avem Giant Snowball, Royal Delivery, Barbarians și 3 Musketeers. Bun, hai să vedem. Ok, ceva de donat încă nu. A început War-ul. O să jucăm la War în acest episod. Și a apărut și noul event, Hell Spirit Sprint, pe care îl vom... Hai să jucăm la nou challenge. Și vom face în episodul următor War-ul. Ok, aha, deci practic se spawnează Hell Spirit din ambele părți, destul de rapid. Ok, am trimis acolo un mini P.E.K.K.A. O să trimitem și Hog-ul. Punem aici un freeze. Și nu cred, a reușit să ajungă pe turn acel mini P.E.K.K.A. Și practic i-am scos primul turn. Ok, avem aici un... Tesla a scăpat de cele două trupe, respectiv Mega Minionul și Baby Dragonul. Și momentan eu zic să jucăm pe defense. Ok, are... Are golem. Trimitem și pe partea dreaptă. Va trebui să ne apărăm de... Oh, și e foarte, foarte periculos acest deck cu golem. Da, pentru că practic se spawnează acei... acei spirits și... Îl țin în viață pe golem. Bun. Aproape reușise să ajungă la turn acel mini P.E.K.K.A. Ok, a pus un... Hai să dăm aici un Eros. Bun, punem din nou Tesla. Băi, ar trebui să câștigăm meciul. Oricum, o să ne și apărăm. Spunem aici un fog și dau și un freeze. Da, și lovește acolo, aproape doborâm. Da, chiar reușim să doborâm turnul. Ok, punem Valkyra. O să aștept să ajungă următorul rând
de Hell Spirit și o să dăm un Eros. Bun, scăpăm de acel golem. Hai să dăm și un freeze aici pe trupele astea. Ok, scăpăm de acel Baby Dragon. Și mai sunt doar 10 secunde din match, mai puțin de 10 secunde. Și reușim să obținem prima victorie din acest, challenge. Ok. Hai să vedem, primul reward din acest, challenge este 2500 de gold. Băi, un reward destul de mare, dacă vă amintiți, în challenge-urile trecute aveam reward-uri de 500 sau de 1000 de gold în primele, meciuri, da? Primele reward-uri pentru victorie. Dar acum a fost 2500, a fost un reward foarte mare. Trimitem din nou arcașele. Hai să vedem cum ne descurcăm acolo cu... Hell Spirit-urile. O să punem mini P.E.K.K.A. de data asta. Ok, trebuie să dăm o rachetă pe acel execuționer. Mini P.E.K.K.A. ar fi fost bine dacă am fi putut să-l susținem cu încă o carte. Valkyra de preferat, dar n-am avut suficient elixir la acel moment. Ok, hai să mai așteptăm un pic, să avem elixirul pe maxim. După care vom face un nou atac. Okay, am pus aici un Tesla pentru că vine cu acel P.E.K.K.A. mare de care trebuie să ne ocupăm neapărat. Ok, așteptăm să vină pe... Nu știu dacă prindem toate cele trei trupe, dar da, am reușit să le prindem. Hai să dăm aici un Eros pe acei spiriți. Punem și arcașele. Și momentan stăm destul de bine, dar are un deck periculos cu acel, P.E.K.K.A. mare. Poate fi foarte imprevizibil. Trebuie să ne folosim de Eros până la urmă. Să nu-i lăsăm să-i dea viață. Ok, hai să punem aici Valkyra. Trimitem și Pogul. Da, e un avantaj fragil pe care îl avem. Deci, practic, e vorba de câteva sute de hit points. Să punem Valkyra aici. Ok, și o să dăm un freeze și vom pune mini P.E.K.K.A. Sper să dea în acel... Da, e fix cum am vrut. A dat în execuționer. Scăpăm de P.E.K.K.A. mare, scăpăm și de P.E.K.K.A. mic și haide să ne apărăm, dar... Da, se joacă, e un scor foarte strâns, deci practic nu prea se distanțează nimeni la o diferență majoră. Da, hai să dăm aici, nu știu, hai să punem mini P.E.K.K.A., hai să dăm un freeze. Am pus Eros acolo, reușește să dea un hit acel... Ok, hai să vedem cum scăpăm de acest, da, scăpăm de acel, scăpăm de P.E.K.K.A., de mini P.E.K.K.A., holy fuck, și ce vine acolo, vine o grămadă de trupe, hai să vedem, am scăpat de execuționer, dar wow, cât damage ne-a dat acel, acel knight. Da, o să trimitem focul pe partea dreaptă, vom da un freeze și sper eu ca asta să rezolve un pic meciul. Da, și reușim, am jucat bine, am jucat bine cu acel atac al hogului, altfel am fi fost probabil morți.
Bun, reușim primele două victorii din primele două meciuri. Avem acum un Golden Chest care are 563 de gold, Skeleton Dragons, are și Giant Snowball și Hog Rider. Avem aici un Goblin Barrel și avem un total de 180 de extra points. Ok, hai să și donăm. Și haide să deschidem și acest Silver Chest pe care îl vedeți acum. Avem 148 de gold, mai avem două Hell Spirituri și Barbarians. Bun, și cu asta încheiem. Asta a fost cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!